Aloha, prietenii! Eu sunt Tsunami și astăzi este vineri, ne pregătim de weekend și vedem creșteri destul de frumoase pe anumite monede, piața arată destul de bine și vedem că a crescut din nou nivelul de lăcomie, în timp ce avem parte de câteva știri foarte, foarte bullish, dar avem parte și de anumite știri mai negative din partea celor de la Binance. În următoarele minute vreau să vedem împreună cum arată piața cripto, pentru că avem câteva monede care au avut creșteri spectaculoase în ultimele 24 de ore, de asemenea să vedem principalele știri de astăzi, așa că dacă vă place acest tip de conținut, nu uitați să apăsați butonul de like, de asemenea nu uitați să vă abonați și puteți să lăsați un comentariu pentru că ajută foarte mult la algoritmul acestui videoclip. Începem cu graficul monedei Bitcoin și mergem pe TradingView, asta pentru că Bitcoin a avut o creștere foarte frumoasă în ultimele 24 de ore. De exemplu, dacă ieri Bitcoin avea un preț de aproximativ 30.000 de dolari, ei bine, astăzi a avut un pump destul de frumos în această dimineață, ajungând din nou peste 31.000 de dolari. Vedem aici pe grafic că Bitcoin a fost foarte aproape de prețul de 31.300 de dolari, bineînțeles, a avut o mică corecție și momentan are un preț de aproximativ 30.800 de dolari, iar mulți se așteaptă ca în perioada următoare să vedem un nou maxim pentru moneda lui Satoshi Nakamoto în 2023. Mergem și pe indicele de fear and greed sau frică și lăcomie, asta pentru că indicele a intrat din nou în zona de lăcomie, bineînțeles, este undeva la graniță pentru că astăzi este la 56 și ieri a fost la 54, totuși ieri a fost în zona de neutral, dar astăzi este în zona de greed și asta pentru că mulți sunt mult mai bullish în această perioadă și da, am văzut chiar pump-uri frumoase pe multe altcoin-uri din această piață. De exemplu, dacă mergem pe CoinGlass, vedem că lichidările din ultimele 24 de ore au fost de 138 de milioane de dolari. Vedem că în mare parte lichidările au fost pe pozițiile de short, adică aproximativ 100 de milioane de dolari pe pozițiile de short. Peste 45.000 de traderi au fost lichidați în ultimele 24 de ore și de asemenea cea mai mare poziție lichidată a fost pe Bybit, bineînțeles pe pereche pe Bitcoin. În timp ce în topul lichidărilor avem Bitcoin pe prima poziție, Ethereum pe a doua, de asemenea pe a treia poziție avem Bitcoin Cash, iar apoi avem Solana care a avut o creștere foarte frumoasă în această dimineață și tot aici găsim Litecoin, Compound sau Pepe. Mergem și pe CoinMarketCap, asta pentru că vreau să ne uităm la monedele din top 100 care au avut creșteri foarte frumoase în ultimele 24 de ore și aici găsim pe prima poziție proiectul eCash care a avut o creștere de peste 40%. Trebuie menționat că eCash reprezintă un fork al monedei Bitcoin și în primă fază folosea numele Bitcoin Cash ABC, momentan a făcut acest rebranding în eCash. Și da, are o creștere foarte mare în această perioadă. Totuși, pe a doua poziție avem un alt proiect care este un fork al monedei Bitcoin. Este vorba de Bitcoin Cash care, da, are o creștere de peste 33% și asta în ultimele 24 de ore și o creștere de peste 116% în ultima săptămână. Vedem în acest top și alt fork al monedei Bitcoin. Este vorba de Bitcoin SV care a avut o creștere de 15%. Tot aici găsim și Compound și Litecoin cu creșteri foarte frumoase, aproximativ 20%. Iar un alt proiect care a avut o creștere semnificativă este Solana, care vedem că este tot în acest clasament cu o creștere de aproximativ 15%. Solana chiar atingând prețul de 19 dolari în această dimineață. Trecem și la știrile de astăzi și vorbim în primă fază de un discurs pe care Joe Biden l-a oferit în urmă cu câteva zile. Acesta a avut un discurs interesant în Chicago și a oferit anumite informații despre ce a făcut administrația Biden în ultimii ani și de asemenea ce are de gând să facă în perioada următoare. Iar aici președintele american a vorbit și despre spațiul cripto, a vorbit și despre faptul că Statele Unite încearcă să reglementeze această piață și vrea să elimine anumite lacune care sunt folosite de anumite exchange-uri cripto, de anumiți comercianți de criptomonede, dar și de managerii anumitor fonduri speculative. În orice caz, știm că Joe Biden nu este un mare fan al industriei cripto și, da, va încerca să reglementeze această industrie. Vedem și în prezent, aici nu știu dacă a reglementa este termenul corect, având în vedere că secul american începe cu anumite procese fără să reglementeze întâi piața, pur și simplu deschide procese împotriva anumitor jucători pe care îi acuză că tranzacționează anumite monede care, da, SEC-ul le consideră securities, dar în orice caz președintele Biden arată că această luptă împotriva industriei cripto va continua și în viitor și asta pentru că vrea să se asigure că această industrie nu este folosită pentru a scăpa de plata anumitor taxe în Statele Unite. Cu toate astea avem vești foarte bullish pentru industria cripto și asta pentru că vedem chiar că Mastercard continuă să se axeze pe acest sector, continuă să oferă o atenție uriașă domeniului blockchain. Se pare că Mastercard urmează în această vară să lanseze
versiunea beta a unei aplicații, un App Store pentru domeniul blockchain. Astfel, gigantul Mastercard a anunțat că urmează în această vară să lanseze varianta de test a propriei platforme de tip Multi-Token Network și aceasta va fi în primă fază lansată în UK. Această platformă a fost lansată pe rețeaua celor de la Ethereum și permite dezvoltarea de aplicații descentralizate care au legătură cu domeniul financiar, cu domeniul fintech și chiar aplicații care poate aparține anumitor bănci centrale. Iar după această perioadă de test din UK, se pare că cei de la Mastercard chiar intenționează să lanseze această platformă Multi-Token Network chiar pe mai multe piețe globale. Iar o altă știre foarte bullish vine din partea companiei Fidelity. Am mai discutat aici pe canal că cei de la Fidelity au arătat intenția că vor să lanseze propriul Bitcoin ETF pe spot și astăzi sau ieri au făcut anunțul oficial. Se pare că aceștia au depus actele pentru a înregistra propriul Bitcoin ETF. Deci, și cei de la Fidelity sunt în această cursă pentru a lansa un astfel de produs. Avem în Statele Unite 5 companii care vor să lanseze propriul Bitcoin Spot ETF. Iar foarte interesant de menționat este că cei de la Fidelity au mai încercat acest lucru și în 2021, atunci când au aplicat pentru un Wise Origin Bitcoin Trust, dar din păcate acest produs a fost refuzat sau a fost respins de SEC-ul american undeva în 2022. Din păcate, trecem și la veștile mai proaste și avem vești legate de Binance, o companie despre care am vorbit foarte mult în ultima perioadă aici pe canal. Asta pentru că Binance are probleme destul de mari în Europa. Vedem că acum are probleme chiar cu o bancă, Nomo Bank, o bancă digitală lansată în 2021 în UK. Aceasta, din păcate, nu va mai permite plățile către Binance. Nu este o veste prea bună pentru Binance și cei care folosesc această bancă nu mai pot depune bani pe platforma celor de la Binance. Motivul principal reprezintă faptul că cei de la Binance nu au licența de a opera în Regatul Unit și trebuie menționat că această bancă, Nomo Bank, permite plățile către alte exchange-uri crypto care operează în UK, dar nu permite către Binance. Și de asemenea trebuie menționat că nu este singura instituție bancară care refuză să facă plăți către Binance. Mai multe bănci din UK au făcut acest lucru, de exemplu Barclays, Santander UK, HSBC UK, de asemenea Lloyds Banking Group. Sunt doar câteva bănci care din păcate nu le mai permit utilizatorilor din UK să transfere fonduri pe platforma celor de la Binance. Iar veștile proaste pentru Binance nu se termină aici, pentru că exchange-ul are probleme acum și în Germania, asta pentru că, din păcate, cererea de licență pentru custodia criptomonedelor a fost respinsă de autoritatea de reglementare germană BaFin. Totuși, cei de la Binance anunță că vor continua să se conformeze cerințelor BaFin și vom vedea în perioada următoare dacă va reuși să obțină această licență. Momentan, vedem că nu a reușit. Aici trebuie menționat că BaFin reprezintă autoritatea de reglementare din Germania și momentan nu se știe dacă această decizie este finală sau dacă Binance va putea în perioada următoare să câștige această, să obțină această licență din partea celor de la BaFin. Dar dacă punem în balanță faptul că Binance are probleme în Europa, în mai multe state, inclusiv UK, Cipru, avem Belgia, Olanda, de asemenea Austria și acum vedem și Germania, da, ideea e că situația nu arată foarte rost pentru Binance în Europa. Ca un mic disclaimer, trebuie să menționez că nu caut să public aici pe canal în special știri negative despre Binance, dar acestea sunt știrile în această perioadă. Personal, încă cred că Binance este cel mai important exchange din această piață și pentru mine chiar reprezintă exchange-ul principal pe care tranzacționez. Cu toate astea, am menționat că în acest bear market am început să folosesc și alte platforme, asta pentru a avea diferite avantaje și pentru a nu ține toate ouăle într-un singur coș. Iar cât despre problemele pe care Binance le are în Europa în această perioadă, cred că este o mică legătură și cu acea reglementare numită MiCA, acea reglementare votată de Parlamentul European. Cred că acum multe state din Europa încearcă să vină cu o reglementare mai dură pentru sectorul cripto și asta pentru că din 2024 legea MiCA va intra în vigoare. Astfel, până la acea dată, Binance va trebui să se alinieze la cerințele pe care MiCA le solicită în Europa și la cerințele pe care aceste state europene, vedem că le impun Germania, Austria, de asemenea Belgia sau Olanda,
Dar da, Binance are probleme în această perioadă, personal sper să le rezolve și da, să vedem cum începe un nou bull run, începând cu 2024 și cel mai important din piața cripto, trece și peste problemele pe care le are atât în Europa, dar și în Statele Unite. Înainte de final, aș vrea să știu care este părerea voastră despre acest subiect și aș vrea să știu dacă credeți că la un moment dat vom vedea un exchange care va depăși în această industrie, compania Binance. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!